Aproximativ 2 săptămâni în urmă a ieșit o știre că în locul clădirii Mezon, care toți o știm de la Rășcanovca, se va construi un complex sau mai multe complexe chiar, pentru că acolo e o zonă tare mare, industrială, industrială, era, da. Industrială. De fapt, acolo mai înainte era armata. Se va construi un complex cu case care vor fi de minim 20 de etaje și problema constă în aceea că acolo este o mină de subt. Nu, acolo nu este o mină, acolo este continuitatea minei începând de la Crâcova încoace. Eu nu știu, în orice caz am văzut, nu știu, la Agora, de, pare că, Instagram, da. Am văzut poze din mină și erau poze când în 2021 a fost inundat foarte tare spațiul. Da. Părerea ai tu despre chestia asta că acolo se va construi așa un complex de mare, având în vedere că zona asta, în genere, sectorul Rășcanovca pentru mine e un sector verde, frumos, în comparație în genere cu toate orașele care le-am văzut noi din lume, nu așa de multe am văzut, dar totuși. Parcul de la Mezon, foarte frumos făcut în ultimii ani. Și îmi pare o leacă stupid, iar încă un complex. Rășcanovca e supraaglomerat. Ei, în primul rând, ar trebui să facă careva centuri sau careva drumuri adiacente mai populare ca să scadă traficul. Asta una la mână. Doi la mână, din cauza, cum tu ai spus, a minii, este pericol. Dar știi cum la noi autorizația se eliberează fără nicio problemă. Nu așa parcă să fim critici sau cum? Noi dar care noi așa suntem noi. Noi suntem experți în orice întrebare. Noi suntem o familie de foarte experți, mulți ani, da? Dar suntem și experți de foarte mulți în ani. În orice domeniu. Da. Noi putem rezolva orice întrebare. Dacă aveți întrebări, noi le rezolvăm. Nu știu, depinde... Este articol în codul penal, trafic de influență. Da, așa că ai grijă cu cuvintele care le spui. Eu vreau să spun că acolo depinde, desigur, cum o să se organizeze. Eu nu știu cât de mare spațiul ăsta, da? Adică de sus eu nu l-am văzut, spațiul de căutat. E foarte mare. De căutat, iată, apropo. E foarte mare. Cum arată. El merge de la studenților până la Matei Basara, până la Frușet. Iată, este atât de complex. Eu cred că, până la urmă, să construiască tot ce o să vrei ei, pentru că în oraș Chișinău deja de atâtea ori a fost la Rășcanov, acolo lângă biserică, când s-a închis o bucată din parculeț și erau tot în gard și unii își făceau proteste că să nu se construiască. S-au construit până la urmă. În Pinogrez, diferit la Ciocana, tot așa s-a blocat o gradă. Dar dacă să ne uităm cum trăiesc, de exemplu, chiar și în București, oamenii, noi am luat casă, n-am luat casă, am închiriat pe da, dar cele clădiri vechi. Știu, dar în foarte multe țări așa și trăiesc, casă în casă. Dar noi, în Moldova, suntem foarte alentați în Chișinău să avem un apartament care e deschis fereastră și vezi orizontul cum am parte cealaltă. Da, cum am trăit eu mereu, mare. De exemplu. Da. La Ciocana, când trăiam și capătul Ciocanii era construit și deschideai și vedeai apusul și dealurile și în partea cealaltă pădurea. Iată, așa suntem deprinși noi în Chișinău să trăim. Și pentru noi asta e complicat. Tare complicată situație. Da. Mie îmi pare că o să fie rău și din partea drumurilor, că acolo iarăși mai multe mașini. Rășcanovca și așa cu ambuteiajele seara când vedeți la lucru drumul ăsta, cum se numește, studenților, da? Da, care se duce la Valis. Da, da. Ambuteiaje, la intersecția acolo ambuteiaje, la Moscovic. Nu, eu cred că ambuteiajele sunt peste tot, totuși trebuie poziționat mai tare din punct de vedere geografic, da, sau cum se poate dispus, tu ești arhitect la noi, urbanistic. O, asta să fie un șoc pentru foștii mei colegi de universitate, care cred că eu în genere. Și cu tine am atât de ești arhitect și faci așa. Nu, nu, faza constă, chiar pericolul de cu privire la mină. Asta e iminent, eu cred că. Și depinde cum o să fac parcările, dar în genere zona aceea e foarte liberă și așa e plăcut unele părți orașului să rămână libere. Nu e tare, să zicem, politic, dar de fapt e, în presă se mediatizează mai mult ca politic, dar e un lucru foarte simplu și standard în toate țările din lume. E codul vamal nou. Da. Ce temă bună pentru mine, hai, asta. No, tema asta noi o să ascultăm, poftim, no, specialistul. Dar nu că specialist, în primul rând, acolo
până acum este legat de Transnistria cu vamală, mare parte. Și trecerea frontierii e a persoanelor juridice cu încărcătură. Ce s-a înseamnă pus... încărcătură pentru toți oamenii ca mine proști? Care, nu, care pur și simplu nu știu, nu proști, de ce? Cu marfă, care pentru realizare. Pentru mine încărcătură astea sunt niște arme, niște, nu știu, mai serios, niște torbe. Până acum, ca să înțelegeți, traversarea mărfurilor din partea stânga a Nistrului era fără taxi. Nu se taxa nimic. Adică când veneai din Transnistria în Moldova. Da. Până acum nu se taxau mărfurile. Și din cauza asta, în primul rând, se făcea o concurență neloială cu agenții economici din Republica Moldova, care realizau marfa. Într-a doilea rând, la ei taxele și impozitele nu se strâng ca la noi. Taxele și impozitele sau, mai bine spus, toate structurile de stat care lucrează, ele în mare parte lucrează de la acumulările de energie electrică și gaz. La noi sunt, ca și în toate țările, exagerate taxele. Deci noi achităm taxe din salariu, noi achităm taxe din procurarea mărfurilor, taxe la devamare și așa mai departe. Dar cea mai interesantă e cum îi descrie legiuitorul, așa spune, ăsta care face legile. Dar viitor este un blocnot pentru cuvinte noi. Nu, dar eu tot nu tare bine mă exprim în caz că se uită un... Îi las că și-ai ăștia, știu tare bine să vorbească, da. Relaxează-te. Faza constă în aceea că legiuitorul la noi spune, adică cine a făcut legea Chipurile, e o persoană ca în America, non-binară, știi? Legiuitorul. Da, eu înțeleg, adică nu trebuie să aibă sex, nu trebuie să aibă o părere careva, trebuie să fie neutru. Da. Și... Amuși n-a să înțeleagă nici moldovenii, nici oamenii, nici legiuitorul și ai vrut spui prin non-binar. Impozitul e definit ca o plată obligatorie cu titlu gratuit, așa interesant, cu titlu gratuit, adică tu dacă vrei special să dai și cu bună voință acest impozit, dar taxele se definesc ca nu sunt impozite. Simplu? Taxe nu sunt impozite, ceea ce e puțin banal. În fine, deci bugetul care se transformă în Transnistria nu este din taxe și impozite, este în mare parte de electricitate, cu ciurganul care ne alimentează și pe noi, și gazul, care la fel adânși bănuți care se achită pentru... Și din ce cauză s-a prinit tătă zarva asta? Conducerea în partea stânga a Nistrului, adică în Transnistria, e de agenți economici, șeriful, acolo șeriful e magazin, șeriful e stație PECO, șeriful e tot. Șeriful la fel e la nivel de stat conduce. Și ei acum sunt foarte înrăiți, nu oamenii din simple, dar businessmeni, să spunem, agenții economici, că le-au pus tax. Și că ei pierd chipurile pe lună 15 milioane. Doar din cauza că s-au pus 15 milioane, că nu ți-am minte, de lei sau de dolari. Doar din cauza că s-au impus taxele la devamarea producției. Dar în primul rând e concurență neloială, socoate ei nu plătesc nicio taxă și aduc un produs care tot l-au cumpărat din China sau prin Odessa. Care e concurența normală față de a noastră? Eu m-am ciocnit cu chestia asta când m-am dus la universitate. Eu m-am dus la universitate, la UTM, la arhitectură. Și trebuie să dai examen. Noi am ușa să facem... Vreau numai asta să spun și da. Dacă mai vrei să spui ceva la tema asta. Vreau să spun diferența între cei care trăiesc în Transnistria și moldoveni, în Moldova care sunt. De exemplu, eu învățam foarte bine la școală, aveam, nu ne amintesc acum, dar media mea era mai mult de 9. Am dat examen, pentru că acolo trebuie să dai examen de intrare, să desenezi o natură moartă. Examenul am dat nota 8, deci 8 aveau 3 sau 4 persoane din câte
300, 400, nu știu, nu-mi mai amintesc. Asta a fost așa de mult în 2007, aproape 20 de ani în urmă. Și nici nota nu-mi amintesc, dar știu că aveam 8, erau puține, 9 erau 2 persoane care au primit la examen, 8 erau vreo 13, nu știu, erau puține, în jur de 10, nu mai mulți. Și restul aveau 7, 6, 5, 4, 3. Și din cauza asta, după asta se făcea o medie între nota care ai primit-o la școală, nota care ai dat examenul, se făcea o medie și intrai la buget sau nu. Și nota mea medie, clar că era 9 întreg și ceva, plus 8. Și a ieșit o medie bună, după care eu nu am intrat la buget. Dar erau persoane din Transnistria care au intrat la buget cu medie de 6.0. 6.0, pentru că ei aveau mai mult, ei au Moldova, Republica Moldova, cine? Statul moldovenesc, le oferă lor mai multe locuri decât persoanelor care sunt aici pe loc, fix așa și persoanelor care sunt din sate, erau persoane, pentru că acolo îți scrie numele tău, media și de unde tu ești, și dacă ai intrat la buget sau la contract. Și erau foarte multe persoane la fel din sate, care tot au foarte multe locuri la buget. Din Chișinău era o persoană care a intrat la buget, la arhitectura anul acela, dar o persoană care avea 9 și la examen și la școală. Adică norocul ei era doar că a avut 9 la examen. Restul, nimeni din Chișinău nu a intrat la buget anul acela. Cred că asta nu este corect, asta e cu totul altă temă, dar și tot din acolo. Transnistria era tot așa. Concurență neloială. Nu este corect. Cred că toți elevii ar trebui să fie egali. Nu are importanță de unde tu ești și cum tu ești și cine tu ești. Nota e nota. În Glasgow s-a făcut un eveniment după filmul ăsta cu Willy Wonk. Amudor a fost, da, știi, da, ne-am uitat și noi filmul ăsta. S-a făcut un eveniment și a fost un scandal foarte mare, pentru că era un eveniment pentru copii organizat și organizatorii au folosit pentru marketing, publicitate, generatorul ăsta AI, ca să genereze publicitate, poze, să fie foarte frumos. Și ele sunt foarte colorate, tare interesante. Au plătit 35 de lire sterline, asta e vreo 40 de euro, ceva de genul ăsta. Da, asta e un abonament lunar. Și uite imaginea care a creat-o AI-ul, și adică toți au plătit și s-au pornit să distreze, și realitatea care era în interior. Și era un scandal foarte mare despre cum s-au prezentat și ce au oferit oamenilor. Și erau câțiva actori care la fel au primit niște scenarii generate de tot de AI, intelect artificial, da? De intelectul artificial. Și erau foarte nemulțumiți despre de faptul cum s-a organizat tot. Actorii la fel au primit scenarii tot generate, tot nu le-au plăcut. Și toți s-au răsculat cum așa eveniment mare, așa de frumos, așa colorat, arătat. Și în realitate așa, adică realitatea și așteptările și realitatea nu coincid. Vreau să zic că acum, din ce cauză? Adică asta nu e un eveniment important, nu e nimic important în sine, în el. Oamenii au început să folosească foarte mult intelectul artificial în tot, în tot. Da? Și să facă scenarii și poze și nu știu ce. În orice domeniu au început să-l folosească. Și asta și-am vrut să spun, că oamenii uită despre viața reală și despre cum e trebuie trăită, cum e trebuie să arete. Tot vor, cum pe Instagram cu filtrele, tot vor să fie perfect, să aibă ochii care cândva i-au vrut, nasul mai îngust, buzele mai mari. Fundul mai mare. Dar nu știu dacă este filtrul. Este. Serios? Nu știu. Și vreau să-ți întreb și pe tine părerea ta despre intelectul artificial. Inteligența artificială, în primul rând, a apărut din cauza la această profesie marketolog, dacă se poate spus în felul dat. Pentru prima fază de, nu că amăgeau, dar îndulceau produsul. Eu sunt la Gordon, da? Da. Sau la Titania Show, da? Da. Hai, Titania, da. Vorbești. Faza constă în aceea că marketologii încearcă să îndulcească oricare produs, să apară mai atrăgător sau vrei să-l cumperi. Eu cred că e ceva normal și nu e generat anume de inteligență artificială, pentru că
De mult se folosesc spoturi publicitare în care nu este redată realitatea. Sau tu auzi doar cuvintele care tu vrei să le auzi și nu în întregime și nici nu întrebi care ar fi alte părți a contractului sau chestii de genul dat. Dar oricum, chiar iată CEO-ul de la Nvidia zilele astea au dat în interviu că cel mai bine să nu vă faceți acum programiști sau toate sferele astea de IT care sunt legate, dar să vă duceți la fermă, la UTM, mai scurt, la... La agro... cum acolo? Agronomie, nu? Da, pentru că de grabă, el și așa, în Europa deja sunt foarte bine recunoscuți mușic na ceas, în mare parte. Iacă... Nu mușic, dar muș. Muș na ceas, da, muș na ceas. De grabă, iată, să apară profesia asta destul de populară. De acord, de acord. Pentru că oamenii s-au deprins că tot... să le rezolvi problemele altcineva, nu ei singuri și le rezolvi. Cum tu te uiți la ceea că în realitate ceea ce se petrece la televiziune și ceea ce se petrece în realitate sunt două lucruri diferite. Adică aceiași politicieni, aceiași, dacă luăm de la inteligența artificială, tot a fost de mult alcătuit inteligența artificială și textele care ei le expun prin politicieni, prin marketing și așa mai departe. Pentru că se duce lumea în eroare chiar dacă să știe dreptatea. Cum te duci la asta? Asta așa e o temă leacă de dureroasă. Eu tare des mă gândesc la tema asta cum era înainte, când nu erau telefoane, când nu era televizor. Și cum atunci în genere era mass media cât de tare ducea în eroare și tu nu puteai verifica nimic. Nu cum mass media, dar cum spunea regele, așa era, știi? Și adică el dacă decidea așa, așa se făcea. Și pe de o parte parcă se pare că așa era mai greu, da? Cum era atunci. Dar eu cred că acum e mai greu, pentru că acum tot există un rege, să zicem, președintele sau ministru sau cine acolo decide în fiecare țară diferit, oricine. Da, spunând de rege, în România ai văzut scandalul ăsta mare cu... Palatul împăratului. Iohannis se zice că a cheltuit peste 17 milioane de euro pentru construirea din bugetul statului pentru a construi casa lui proprie. Așa, o numesc Palatul Împăratului? Da, au făcut... Eu am crezut că tu despre casă regele, că doar este prințul ăsta, cum îl cheamă. El dar și este, da. Cum îl cheamă. Dar nu e așa dezvoltat cum la noi, cum în Marea Britanie. În genere, nu știu care e puterea lui, parcă am impresia că așa, numai ca o istorie, ca o poveste la dânșii. Eu cred că tot e întreținut de stat sau au careva activi care îi păstrează autoritatea. Nu cunosc întrebarea asta foarte bine. Dar eu vreau să spun de regi și de... Foarte des mă gândesc când totuși era mai ușor. Atunci când nu era toată asta, televiziune, telefoane, îndeosebi telefoane, sau acum este mai ușor. De exemplu, celor care conduc, acum cred că le-i încă mai ușor. Adică nu numai valorează cuvântul lor, dar încă pot și să manipuleze prin televiziune, având în vedere că o mare parte a populației, și în Moldova, dar peste tot, persoanele care sunt 40 în sus, practic cel mai mult se uită la televizor, da, se uită și în internet, dar dacă țin cu un post de televiziune, gata, îl cred ce a spus jurnalista chiar care conduce, care nu are nicio treabă cu politica, e pur și simplu are un text și îl citește. Și e complicat în genere. Acum familiile între ele, nu că familiile, în interiorul familiei devin dușmani din cauza televiziunii, a politicii, a ce se spune. Consider că asta așa e o temă dureroasă în multe familii. Pentru mine televiziunea parcă nici nu există, pentru că noi nu avem televizor. Dar îți fac bani mulți pe ea. Înțeleg. Înțeleg, foarte mult mai se fac. Chiar și aici, unde noi acum trăim, foarte mult se uită la televizor, e cu totul diferit decât Moldova și totodată parcă tot așa, pentru că persoanele în vârstă tot stau mai mult la televizor, ascultă ce se spune, știrile se uită foarte mult. Pentru mine televizorul nici cum, nu are niciun impact în viața mea.
pentru că noi din 2012 noi nu avem televizor. Nu, stop, noi nici n-am auzit, de când ne-am 2012, mutat la Botanica. Din 2012. Noi... Da, din 2012 noi nu avem acces la televizor. Și da, era perioada când noi intram, când se mai întâmplă ceva serios în lume, noi intrăm, ne uităm, nu ne putem dezlipi de la știrile cele, dar este cu mult mai ușor viața să nu știi chiar toate. Da, globalizarea asta e tare anevoioasă, când da. Te uiți toată ziua și începi. E totul aceeași dopamină. Când într-una vezi știri, asta știri, știri, tu știri. Ai nevoie. Știi, sunt oameni care au nevoie să o hrănească în fiecare zi și să trăiască cu greu și cu rău. Asta e cumva. Eu nu am nevoie, mie mi-e greu, eu devin neom în așa moment. Cred că câteva zile pot să mă uit și până să închid. Nu. Așa știri la general, da, importante, pot să urmăresc, dar televizorul pentru mine în viața mea, el nu există. Vrei să te uiți un film, l-ai căutat, un serial l-ai căutat, o știre l-ai căutat-o. Cred că acum nu este mare nevoie de televizor. Dar tu ce ai vrut să spui prin aceea că ai ridicat tema asta? Că tu părerea ta nu ai spus-o. Da, m-am uitat. Că tu, adică e o temă interesantă, dar... Adică eu mult ce nu pot să spun, știi? Pentru că eu nu urmăresc televizor, eu nu știu ce e la televizor, ce se discută, ce s-a discutat azi, ce s-a discutat săptămâna trecută, luna trecută. Știi cum de obicei e? Că timp de o lună mozolesc o temă importantă. Da. E că cred că am un mozolesc tema asta care este tu cu vama și cu... Cum ai spus? Legea vamală? N-am, codul vamal. Codul vamal. E, eu și cu codul vamal. Dar știi cum... Adică eu doar pot spune o părere simplă a unui om care nu tare mult din asta știe și nici nu tare se interesează. Nu mă interesează și nu mă interesează. Adică și nici nu am de gând. Cum eu de multe ori spun? E că pe mine cineva mă întreabă. Am rămas eu o perioadă de timp, Iliușa nu era, și am rămas singură. Și ceva s-a stricat. Și eu puteam să repar. Și în acel moment, eu făceam foarte multe chestii, că eram singură cu copii, și am spus că nu, am lăsat într-o parte. Nu a reparat și am spus, eu și așa prea multe știu, pot și fac. Asta eu nu fac. A piat așa e și cu cunoștințele, cu știrile, cu problemele. Adică e ok ceva să nu știi, ceva să nu înțelegi, să fii expert în toate. E ok să fii așa cum ești, da, trebuie să înveți, trebuie să fii mai bun, să cunoști, să afli, să te intereseze, dar e ok să nu știi tot. Și să nu te interesezi chiar tot, e ok. Dar știi, e că... Eu nu pot așa, e interesant orice subiect. Nu, eu sunt de acord cu tine, eu tot așa, pentru că noi am crescut în Moldova, în perioada în care ții părinții spun eu că tu trebuie să ai numai nota 10, bine, mie așa ne spun eu, dar în genere societate așa spune, trebuie și cel mai bun, pionier, cel mai bravă, cel mai ascultător, nota 10 și la matematică, și bun, numai și la matematică, și la limba română, tu trebuie și poet, și contabil, și pictor, și la tăte, numai decât să ai 10, nu există așa ceva. Relaxați-vă, fiți voi și nu uitați să mai deschideți o carte câteodată. Da. Știți ceva. Da, da, da. Nu numai telefonul. Nu, vezi că de ce am uia să deschide, dar de fapt este un subiect destul de vast cu telefonul și de ce oamenii petrec așa de mult timp în telefon. Stai o dopamină ieftină pe care poți să o obții. Același TikTok, de ce e așa de viral? Pentru că în câteva secunde tu obții tot ce vrei, același un produs nou, aceeași o călătorie nouă. Tu deja într-o zi simplă, nu vezi asta ca un farmec, ca același drum de acasă până la mare. Depinde care mare, desigur, care îți iau... Dar oricare mare, Iliușa. Nu, în sens că îți iau o perioadă îndelungată, dar tu pur și simplu dai un deget în sus și la tine apare marea și la tine screază deodată dopamina asta în cap și tu o mare parte deja nu așa de tare vrei marea. Iată, la unele persoane e așa. Trenul. E cu două etaje sau da, sunt cu două etaje. Trei? Da, și mansardă este. Vreau să mă
la ferestre, sunt și angrezi, sunt trenuri cu două etaje. Dar păi cu două etaje astea. Era cu două, da. Eu vreau să spun despre asta, că despre frumusețe. Cum se spune, frumusețe este în ochii privitorului. Înțelegi? Adică tu te uiți la o persoană, iată eu nu văd oameni urâți. Eu nu văd oameni urâți. Și niciodată n-am văzut oameni urâți, niciodată n-am văzut fetele că surâte sau băieții că surâți. La mine toți erau la fel. Adică toți tu te uiți la o persoană și tu găsești întrânsul frumos. Întrânsa frumos. Tu vezi o fată și are o figură frumoasă, alta are un sân frumos. Are sân frumos, fundul frumos, mâinile, unghiile frumoase. Adică eu întotdeauna mă acces pe așa o chestie. Adică frumosul într-un om. Fix așa și tu vii într-un loc. Da, sunt lucruri urâte. Când ai să te duci la gunoi, ești și ai spui, vai, este frumos. Da, cu oranjez, frumos. Ești chiar așa. Aici, chiar ca zona noastră, în spate e frumos, dar în partea cealaltă unde treci trenul, așa, ești și frumos și urât. Și... Tot e frumos. Dar e frumos, da. Și de asta, chestia asta cu... De ce telefonul a devenit în viața noastră așa de important? Pentru că acolo este tot. Tu, înainte, ca să scrii niște notițe, trebuie să scoli fundul, să iei caietul, dar dacă n-avei caiet, trebuie să duci la piață, pe jos, curtiera, când nu erau mașini, să te duci, faci un drum, nu găsai caietul, trebuie să duci la altă piață, să cumperi caiet, să cumperi pix, vii acasă, ei, uitat, dam ce ai vrut să scrii. Scrie tu ce-ți trebuie, dar vrei să desenezi. Nu iei pur și simplu telefonul sau tableta sau calculatorul și la o tabletă digitală iei și tu îți desenezi ce îți trebuie în aceeași secundă când ți-ți oferă acum posibilitatea. Tu trebuie să te duci, să întinzi întâi foaia pe planșet, udă foaia, caut pioneză, n-ai pioneză, e clei, cu clei învârpești tot acolo împrejur, pune foaia, s-o încleietet, nu s-o primit, e boțit. Hai caut culorile, dar după și pictez, hai ieși strânge, spală-te, ai stricat haine, ai stricat fața de masă lui mama. Atâta nevoie într-un pictat. Dar așa tu deschizi Photoshop-ul și tu îi luai și ai pictat. Și gata, și tu terminat tot problema. Și tot așa. Înainte vrei să uiți un film, trebuie să aștepți vineri sau când, sâmbătă sau... Cum avem noi discuri și ne uitam de sudiuri? Nu, la discuri încă e puțin dezvoltat, da. Dar chiar și cu discuri, ce uitai un film de 10 ori și nu ți era urât. Îl mai puneai și 100 oară mergea. A doua oară un film. Spune că statistic, uite ce interesant. În comparație cu un cel mai bogat regis, luăm din secolul 18, 17 și așa mai departe, statistic, un copil de 10 ani poate să vadă mai mult fete goale decât un rege pe timpul lui. Timp de câteva minute. Și normal, că la noi acum sunt copii care au 4 ani și au telefonul personal, au acces la TikTok, la YouTube, dar ei numai se duc în clasa întâia și dacă este unul mai spurcat, cum s-ar spune, cu mintea mai, din păcate, dar nu așa îngrijit, gata, toată clasa știe ce, cum, unde. De asta educația sexuală la copii trebuie făcută cât mai devreme. Eu, da, mă gândesc la asta, mă gândesc ce carte să cumpăr să citesc, că nu știu cum să o încep cu mie, are 7 ani. Și să, adică educația sexuală nu are în vedere de sex și de în sine actul sexual, dar... Înțelegerea corpului. Înțelegerea corpului, cum se maturizează, de ce, mai ales la fete, trebuie să cunoască dinainte despre ce cum menstrual, ce se întâmplă. Sunt foarte multe cazuri când fetele pățesc multe lucruri la școală și asta este toată viața. Da, eu cred că și la băieți. Și la băieți, apropo, da. Asta și vreau să spun că când mergi, nu știi de ce s-a trezut Moș Nicolae. Și asta tot, dar ia ca Moș Nicolae. Dacă așa a fost, știi, nu se spune lucrurilor pe nume, știi? Este normal să spui lucruri pe nume. Dar dacă așa am fost crescuți, așa le spunem. De asta trebuie da. Și noi ca părinți să citim și să le spunem așa cum este, dar nu cum se spune aici în Italia, patatina. Da, ce-i patatina? La vagin spune. Patatina? Adică unii părinți spun copiilor, unii părinți numesc asta față de copii, așa. Și eu vreau să spun despre ciclul menstrual, de ce e bine și mamele, tații, băieților să explice și băieților ce se întâmplă da, cu fetele. Da, să iei în bagiocuri și mai departe. În caz, dacă fata îi se începe ciclul menstrual, chiar și nu prima dată, chiar și când are 18 ani, un bărbat, un băiat educat, care este inteligent în întrebarea asta, ar trebui să ajute, să o ascundă, să-i ofere un ajutor,
chiar dacă nu-i prieten sau rudă sau oricine, dar nu o să urâdă, să strige și așa e foarte stresant în sine zilele cele pentru orice fată, femeie. Ce vezi toată viața în fața ochilor? Ce vezi? Toată viața îl vezi. Un obiect? Nu e obiect. Pentru că obiectele se mișcă, iau ce toată viața te văd cu tine, zile, cam câți ani suntem împreună? 18 ani, aproape 17 ani te văd. Nu, iată, îi blocăm puțin pe utilizator, toată viața vezi nasul. Da, trebuie să te uiți așa încrușat că să-l vezi. Tu, pur și simplu, deja nu realizezi? Da, îl văd. Dar tu tot timpul îl vezi. Alt fază. Noi toată viața ținem maxilarii. Îi încordăm. Încordăm, da. Apropo, eu știu de chestia asta și când încordez maxilarii, strânge așa, strici dinții, mușcătura, da. Se fac riduri, se fac buzile așa, serios, adică tu acum nu observi, dar la tine deja asta lucrează. La oricine, când am trece de vârsta 25-30 de ani, deja încep să strângă toți mușchii. Eu fac masaj facial, apropo, în fiecare seară, de ce eu stau o oră jumătate în baie? Pentru că eu fac masaj la tăt, până aici. Juc tot cu mingea, cu masajor, cu degete. Și ca să relaxezi maxilarul, ca el să nu se încleșteze, trebuie să faci așa, lecții de masaj vă învăț pe degeaba. Iată, aici este un mușchi unde se încleștează și dacă tu prima dată îi faci și îi sapeși și îi faci așa cercuri, ai zis cât de tare doare, cât e de încordat de el, tu nici nu ai să observi. Și dacă tu faci asta regulat, se relaxează acești mușchi, nu se formează riduri în jurul feței și plus la toate și buzile, din cauza că se relaxează, mulți oameni au buze mici din cauza că sunt foarte încordați și se încordați maxilarii aici și se fac și buzile mai mari de atât, nu știu, mi-s naturali buzile. Pentru că se relaxează și buzile și maxilarul aici. Sunt câteva puncte ca tu să-ți relaxezi fața seara, care trebuie să faci masaj. Asta e aici, e la colțurile buzilor, parcă îți pare că nici nu sunt mușchi aici la colțuri. Aici, apropo, eu am problem cu sinusită și cu diferite chestii cu nasul, aici sunt mușchi ăștia și ăsta, clar, da? Dacă ăsta să-l relaxați tot. Așa că, așa, ai atins un punct. Eu am primit injecții în maxilar din cauza că erau prea încordat și am primit vreo câteva ori în față. Pe Instagram am dat de un video a unui expert în a construi business-uri, al lui Piotr Osipov, și el discuta cu o persoană despre ce este mai greu, să-ți construiești spiritual sufletul sau să construiești un business. Logic spiritual. Și el ca persoană care construiește foarte ușor business-uri și care face mastermind-uri și diferite chestii despre și cu business. Interesante. Interesante, da, el are niște păreri foarte interesante. Ar fi bine doar să-i ascultați părerile și practica, nu și mai departe să fiți ca, știi, mulți ajustează vorbitorii ca niște persoane, speakers. Da, ca niște persoane, maică nu Dumnezeu. Da, ei trebuie ascultați, dar nu urmăriți în punct tot ce îi spun, pentru că firmei te ademenesc, asta și faza lor. Noi nu știu, pe dânsul, ok, asta e întotdeauna așa, adică un om își expune o părere, cum se face acum pe Instagram, da? Omul și-a expus o părere și te-a atras. El pe tine te-a atras, te ține atras și după asta îți vinde produsul său. Asta e pentru asta și există Instagram acum. Eu doar din cauza lui Piotr Osipov am făcut business-ul acela atunci cu accesoriile. Da, nu, el este un motivator foarte bun. Adică majoritatea care și vin la dânsul la mastermind-uri și la celelalte vin pentru motivație, că el cumva îți pune așa tot pe policiar că, uite, e ușor, e simplu, dar trebuie să faci acțiuni. Eu, mi-a plăcut ceea ce a spus el, că el spune că la sfârșit a spus o concluzie, că pentru dânsul este așa de ușor să construiască un business și atât de greu, a înțeles că atât de greu este să-și construiască sufletul și spunea că fix așa cum oamenii care în interior, lumea lor interioară e foarte dezvoltată, care merg, nu
cumva e straniu spun despre mine asta, dar eu, de exemplu, mă sunt așa cum spun el, că mergi și te uiți la floricele și wow, e că eu astăzi am venit la livada asta de măsline și m-am uitat la flori și m-am încărcat de dată de energie, pentru mine asta așa e de frumos. Dar te duc în fiecare zi aici. Da, adică eu mă simt foarte bine când văd ceva frumos, pentru mine asta e gata, ziua a început cu bine. Și el spunea că invidiază oamenii care iată au venit la mare și plimbă malul mării și așa e de bine și valurile este și sunetul ăsta de valuri și cum soarele se reflectă în valurile mării și tot romantica asta, da? Unii oameni spun celor care văd frumosul că romantizează prea mult poate viața. Și da, el spunea că în schimb oamenii care sunt așa construiți, le vine foarte greu să se întoarcă în viața reală, să lucreze, să construiască un business și să se simtă armonios acolo. 100%, iată, eu pot să iau practica aceasta care a rămas 2 luni în Moldova singur, când aveam câte o săptămână, când nu discutam cu nimeni. Chiar ieri mă uitam video și totuși era nice dintr-un punct de vedere. Erai singur cu tine. Vine șarpele. Erai singur cu tine, știi? Și, dar aici încă o dată, trebuie să știi cum să controlezi gândurile și tot ce se întâmplă în cap. Că dacă nu reușești la timp să pui careva puncte sau să le îndrumi în direcția care trebuie, poți să o iei raznă. Liber o iei raznă. Asta tu trebuie să fii în armonie cu tine, știi? Tu trebuie să fii în armonie cu tine, că tu să poți să trăiești în viața asta, nu trebuie să te înveți să trăiești cu alții. Trebuie să te înveți tu cu tine să trăiești bine. Tu dacă cu tine te împaci, înăuntru nu ai focuri, nu ai deranjuri, atunci tu nici cu ceilalți nu ai. Adică tu dacă nu ești deranjat în interior de ceva și pe tine pe drum cineva te-a deranjat, tu îi spui, ce cu omul ăsta, a avut o zi grea, știi? Dar dacă tu înăuntru ești atins de o temă care tot te răscolești și tu nu poți să o pui la locul lui, numai te-a claxonat și cum la noi, bărbații. Da, asta mai repede problema moldovenilor, pentru că de exemplu, în Italia, noi chiar avem o intersecție lângă casă, băi, e o intersecție nedirijată, nu, în fine. E micuță, în primul rând. Este strada principală și adiacentă, dar parcă nu ar fi niciuna principală și niciuna adiacentă. Toți calmi merg între ei, da, se mai întâmplă unii care au probleme interioare, dar în mare parte așa, eu sunt șocat, pentru că la noi să faci așa o intersecție în Moldova, acolo 100% e ambuteaj în fiecare zi, dar aici nu știu cum să-mi fac toți așa, încet, fără... Da, seara pe strada asta principală e o stradă, în primul rând, cu două benzi, cu două direcții și din direcție, cum să spun, se numește cumva intersecția asta, care așa e, cum la noi. Eu am numit-o. Una centrală și secundară. Da, dar anume care vine, știi cum, așa, ca X, știi, ca plus, nu altfel cumva, că intersecțiile sunt diferite. Pe strada asta principală mereu s-a în orele de vârf mereu e ambuteiaj. Și adică din părțile eslante adiacente destul de greu e să treci pe strada asta, chiar dacă e ambuteiaj, nu prea îți dau prioritate în alte țări. Dar aici oamenii se opresc, i-au dat voie la vreo 3 mașini, o trecut, atât e de relaxant. Da, mai sunt care o leagă. Cu pietoni, iată la pietoni cam nu se uită. Da, trebuie să fii foarte atent în Italia la trecerile pietonale, dar asta trebuie și în Moldova, oriunde. Tu când... Nu, în Moldova, în Moldova cam cetățenii sunt mai așa, ei cred că sunt cei mai bățoși când merg pe trecerea pietonală. Hai să luăm din alt punct de vedere. Nu, eu cred că oriunde n-ai fi, în ce țară n-ai fi, omul trebuie să fie om și trebuie să ai respect. Și copacul trebuie să fie copac. Corect. Cred că cu asta trebuie să fie.